Bună ziua, dragii mei, sunt Arotela cu o nouă etalare. Iar seamănă, poate sau nu seamănă, dar pentru mine e diferită. La alegere este, aveți ales între 1, 2 și 3. În această etalare, cineva vrea să facă o confesiune, o mărturisire despre viața sa. Sau o parte din viața sa. Confesiunea lui către ea. În general, pentru că am mai multe ascultătoare, dar dacă simțiți că rezonează, poate să fie și energiile inversate. Deci aveți numărul 1, 2 și 3. După puneți pauză, alegeți. Eu încep să vorbesc despre numărul 1. Numărul 1, care în timp ce am amestecat au venit multe cărți, dar în mod special moartea. Moartea care înseamnă transformare. 13 să fie marcant pentru unii dintre ei, dintre voi. 13 sau 31. Viața acestui personaj a fost extrem de dramatică. Cavalerul de monede, regele de spade și 7 de monede. Și 6 de bâte invers. Acest personaj se simte foarte singur. E într-o călătorie, interesant, regele și regina de spade, este într-o călătorie spirituală. Eventual, pentru unele dintre voi simte că v-a întâlnit. În ideea că sunteți, există o corespondență mentală foarte bună între voi. Și tocmai această corespondență mentală, tocmai faptul că puteți să înțelegeți, dacă vreți, să raționați și ca ei și altfel, să ascultați adevăruri neplăcute. Regina de spade este mai rece, e renumită pentru răceala sa. Dar asta nu înseamnă că nu are inimă, ci pentru că a văzut foarte multe. Și regele de spade la fel. Amândoi sunt renumiți pentru capacitatea de a spune adevărul, de a gândi cu creierul lor și nu după programele educaționale oficiale. Însă, acest personaj vrea să vă mărturisească că dacă simțiți că v-ați întâlnit, bănuiesc că v-ați întâlnit, da? Interesant, albul ăsta mi-aduce aminte de această piatră sau nu că mi-aduce aminte. Simt că vă reprezintă pe voi, pe ei, o latura voastră sau felul vostru de a fi, foarte sincer, reflectă o latură a lor care încă e nemanifestată. Care e nemanifestată pentru că au de vindecat niște drame. Am spus că întâlnirea cu voi i-a îndemnat să înceapă o călătorie de căutare a sinelui, o călătorie spirituală. Poate au început această călătorie mai de mult și au fost derutați de diferite situații. Oricum, în această călătorie, acest personaj, chiar dacă pare intens, chiar dacă vine într-un anume fel, voi știți cum, acest personaj totuși n-are încredere în el, 6 de bâte. N-are încredere în el. Este foarte precaut cu 7 de monede și 6 de bâte. Este precaut tocmai pentru că n-are încredere. Este precaut pentru că încă unii dintre ei nu și-au găsit adevărul și întâlnirea cu voi îi trezește. Interesant că mi-a picat și piatra înainte să le așez pe masă. Sunt într-un moment nu neapărat de cădere, cât de transformare. Și din acest motiv, că sunt în această căutare a adevărului și a... Da, a adevărului, nu se pot echilibra nici financiar. Cavalerul de monede, care cel mai încet a venit și invers. Cu alte cuvinte, încă n-au un plan de acțiune, n-au o țintă, pentru că trebuie să-și găsească adevărul. Sunt în plin proces de transformare. O să mai pun cărțile. Din cealaltă serie de cărți pe care aș vrea să le folosesc, cam două, mi-a apărut așa Regina de Spade, 7 de Bâte, Spânzuratul, Asul de Spade, Roata Norocului.
Vor să schimbe energia, vor să schimbe situația pentru dintre voi, eventual, să comunice iar despre atitudinea lor defensivă, despre o situație în care ei au rămas, au fost sacrificați într-un fel sau altul, au fost sacrificați. Acum ei înțeleg, cu soarele și asul de spade, au început să înțeleagă. Întâlnirea, repet, dintre voi, energetic a declanșat, au început, ați văzut cum erau cărți, cum arata regina de spade, apare de două ori. Probabil aceasta este un semn pentru unii dintre voi. Marcaș puternic în balanță, gemeni sau vărsători. Vedeți ce frumoasă coroană are această regină de spade? Da, rotițe. Au început să se miște niște rotițe în mintea lor, în mod special, pentru că vorbim de spade, da? Și energetic, mental, telepatic, cum o fi fost, au început să înțeleagă. De ce au avut o atitudine defensivă, chiar dacă uneori pot să fie foarte aventuroși și încrezători? Într-un anume fel, atitudine defensivă față de spiritualitate, față de adevăr, față de multe alte lucruri care în sine reprezintă de fapt adevărate valori. Au avut parte de o trezire. Au înțeles o suferință foarte mare din trecutul lor, din copilărie. Au înțeles că încă trebuie să se vindece, să se roage cu patru de spade pentru această suferință care încă vibrează până la această vârstă. Da? O suferință din copilărie. Vorba de copilul lor interior. Și haideți să vedeți despre ce e vorba în această suferință și rugăciune. Încă n-am pus cărțile pe masă. Magicianul invers, împărăteasa invers. Mama manipulatoare. O mamă care l-a folosit sau a folosit-o. Că poate să fie și femeia, am zis, dar în principiu, pentru că majoritatea ascultătorilor sunt femei, se presupune că este confesiunea unui bărbat către o femeie. Da? Ce ar vrea să... Opa! Interesant! Pentru un moment am avut senzația că acest patru de spade reprezintă și faptul că a fost părăsit de mamă sau de unul dintre părinți, într-un anume fel. Poate să fie părăsit în casă și părinții să-și vadă de viața lor, da? Și să-l folosească cu diferite scopuri, despre care aș vrea să mai vorbesc, pentru că sunt atâția părinți, mai ales mame, care spun, nu mă despar de bărbatul acesta, chiar dacă îmi face rău, pentru copil. Cu alte cuvinte, puneți copilul ca scut, eventual ca tampon între voi și acest și personajul negativ cu care aveți, scuzați-mă întreruperea, dar probabil că are legătură, dar cu care aveți de-a face, și spuneți că este spre binele copilului. Nu, copilul nu are cum să trăiască bine într-un cuplu discordant, conflictual și dezechilibrat. Asta este clar. Și dacă voi ziceți că îi fac bine copilului, că stau lângă un bărbat care nu mă respectă și nu mă iubește și nu mă apreciază și așa mai departe, greșiți total. Pentru că acel copil va retrăi experiențele voastre la maturitate și nu va putea să primească dragoste adevărată atunci când îi se va aduce. Universul va aduce, da? Pentru că fiecăruia ne aduce dragostea în față. Și când o întâlnește, nu o va putea primi. Pentru că asta e. Pentru că așa au fost învățați. Să trăiască în lipsa dragostei. Și spuneți, nu că îmi iubesc copilul, dacă îți iubești copilul, dorești un copil care să trăiască în armonie. Chiar dacă asta înseamnă în lipsa subiectului care creează probleme. În fine, a fost o paranteză. Deci am simțit că, deci nevoia să adaug. Pentru că acest copil sau acest personaj în copilărie a fost folosit, a avut multe suferințe. Poate cândva în copilărie s-a rugat, dar am senzația că la un moment dat s-a pierdut această încredere. Așa am văzut niște cărți. Dar vedem ce mai apare. Deci o mamă manipulatoare care l-a folosit. Ori a făcut copilul ca să aibă parte de, eu știu, banii unui bărbat. Ori a folosit copilul ca să șantajeze. Ori a folosit copilul ca să țină acel bărbat pentru bani sau pentru alte motive. Sau pur și simplu, sunt multe motive, da? Ideea este că acest... uite aici văzusem, da, steaua invers. Acest personaj a pierdut încrederea în multe. Pentru că a văzut lucruri
Toxice, steaua invers înseamnă nevindecare. Cu alte cuvinte, nevindecarea vine din cauza unor situații toxice. Și-a pierdut speranța, încrederea, din cauza unor adevăruri, unor secrete. Pentru că steaua înseamnă lumină, invers înseamnă întuneric, da? Întunecoase, dezechilibrante. Da, cineva a fost interesant pentru bani și pentru sex. Regele de bâte, vedeți? Măi, dacă vedeți cum s-au așezat cărțile. Ce să zic? Hai să mai vedem. Numărul 1. Așa, a fost o poate, are legătură cu următorul mesaj. N-are legătură, o vedea. Hai să folosesc mai întâi aceste de cărți. Ce ar vrea să vă spună? Valetul de spade. Interesant, în aceste de cărți are două spade. Interesant, una poate să spună cu adevărul, cu alta, pentru că e mai în umbră, poate să spună minciună. Deci folosește cuvântul cum vrea. Pentru că a trecut prin foarte multe 10 de bâte, 8 de spade, s-a simțit încarcerat, însingurat cu forța de cineva, adică nu singurat, a fost ținut în singurătate cu forța, blocat mental, i s-au spus cuvinte urâte, negative, da? Și nu și-a găsit calea de ieșire. A îndurat cu 10 de bâte, a îndurat foarte mult, însă își dorește valetul de monede să-și găsească calea. Să se reconstruiască. Ce ar mai vrea să vă spun? Era cât pe ce să iasă. Sunt multe lucruri pe care le-ar spune, dar încă sunt reținute. E reținută această intenție? Ia uite. Ce asta? Roata norocului invers. Stă pe loc. Interesant. Este însingurat. Este în acea călătorie spirituală. Se simte singur. Își caută lumina. Regina de spade. Încearcă să-și înțeleagă rănile. Încearcă să folosească timpul pentru vindecarea sa. Ca să fie mai aproape de vibrația aceasta înaltă a reginei de spade. Da, interesant cum mă gândesc că vă reprezintă pe voi sau pe ei în varianta lor transformată, varianta lor cea mai bună. Cine știe când. Dar deocamdată, acești oameni caută lumină. Interesant că aici este o clepsidră și am văzut și roata norocului care reprezintă timp divin. Încearcă, ia uite, 3 de spade, 4 de spade, 3 de spade, da? Încearcă să-și facă timp pentru vindecare. Da. Și dacă situația dintre voi este în aparență, repet, stagnantă, vi se pare că stă pe loc, să știți că timpul pentru ei curge altfel. Pentru că au nevoie să înțeleagă niște lucruri, să se vindece niște traume. Care poate să aibă sau nu, ia uite, 10 de bâte sau nu, legătură cu voi, 10 de bâte. Seamănă oarecum cu eremitul și cavalerul de cupe invers. Nu vreau să primească dragostea, cavalerul de cupe oferă, a, nu vreau nici să ofere, aha. Nici să ofere, nici să primească, a venit primul mesaj cu primit, dar de fapt cavalerul de cupe și oferă. Nu vreau să ofere, și nici să primească dragostea. Din cauza unor situații foarte neplăcute în viața lor. 9 de bâte înseamnă și blocaje. 9 de bâte, 10 de bâte. Blocaje care le-au consumat, le consumă în continuare energia. Au de căutat, interesant, cum simt adevăr. Au început să studieze tarotul, probabil unii dintre ei. Dar, sau oracolele, se mai ghidează din când în când după aceste
poate o surpriză. Simboluri. Dar caută în continuare lumina. Sunt undeva într-un cartier. Un cartier ciudat. Totuși, casele par înalte, par bine clădite, dar este întuneric. Cu alte cuvinte, nu este un mediu tocmai sănătos. Ce vreau să mai vedem? Cavalerul de bâte, da? Cavalerul de cupe invers și cavalerul de bâte. Normal. Aventuros. A preferat să-și folosească energia, dar sexualitatea unii dintre ei, mai mult decât sufletul. Cu alte cuvinte, în relațiile pe care le-au avut destul de multe, ba chiar foarte multe, au refuzat dragostea și nici nu au oferit-o. Ce apare aici? Regele de monede invers, interesant, magicianul. Și cu alte cuvinte, din cauza rănilor lor sufletești, magicianul din ei a manifestat un rege de monede invers. Un rege poate obsedat de bani, de un anumit statut, dar în varianta sa negativă. Posibil zgârcit, posibil neautorizat, posibil fără experiență, sunt bani făcuți repede, pentru că regele de monede este un om cu experiență, cu educație și face banii într-un anumit timp. Nu ajunge rege așa, pur și simplu. Un rege care s-a concentrat mai mult pe focul său fizic și energia sa fizică a pus-o în această, eu știu, construcție sau poate nici construcție, satisfacții financiare. Asta vreau să spun că înseamnă faci banii cheltui, faci banii cheltui, nu construiești nimic și eventual cu restul de energie care rămâne, îl consum, restul acesta de energie o consum în plăceri trupești pentru că regele de monede este foarte senzual în sine. Și când este invers, devine excesiv de senzual, dar fără suflet. Ia uite, diavolul, toxicitate, ia, toxicitate. Nici nu știu unde exact să o pun. Hai să facem așa. 1, 2, 3, 4, 5 și 6. Și cu alte cuvinte, uite așa, acest personaj a devenit toxic. Probabil că are legătură și cu ce am spus mai devreme. Tocmai pentru că nu a primit dragoste, tocmai pentru că a fost părăsit, a refuzat dragostea. Însă, acum, repet, întâlnirea dintre voi, karmică de altfel, i-a trezit într-un anume fel și acum caută lumina. Eventual vă caută și pe voi. Dar, dacă se întârzi această întâlnire, să știți că oricum este cu ochii pe voi, dar, cum am văzut mai devreme, încearcă să-și înțeleagă viața. De ce se poartă atât de toxic? De ce a ajuns să se poartă atât? Interesant, soarele invers. Și 10 de cupe este total neferit. 5 de spade, ia uite, 5 de spade, 8 de spade, iar blocat într-o atitudine foarte negativă. Este atacat verbal, mental, chiar energetic de anumite persoane. Și din cauza că a experimentat aceste lucruri, este în stare să practice și el. Nu mi se pare, de exemplu, în acest moment că acest bărbat atacat ar fi înfricoșat. Nu. Cred că are o armă secretă undeva în paltonul său. Adică, e o metaforă, evident. Este pregătit să acționeze la fel. Dar tocmai faptul că e pregătit să acționeze la fel îl ține în acest 8 de spade, în acel program. Da? Își dorește un nou început. Își dorește un nou început. Interesant. Cavalerul de spate, 5 de... Iar senzația asta de abandon și nu e o senzație, o experiență din copilărie, din trecutul său, în care a fost abandonat și a trebuit să se descurce singur. Cavalerul sau invers.
singură. Cavalerul de spade este un soi de street smart sau smart street. Nu contează ordinea. Dar este isteț, dar isteț în mediul acesta poate să fie, da? De stradă. Își dorește un nou început, își dorește să-și înțeleagă destinul, dar deocamdată e în această luptă, nu doar interioară, nu doar mentală, ci și cu anumite persoane care l-au programat. L-au programat să nu înțeleagă de fapt ce e fericirea adevărată, ce este spiritualitatea. 10 de cupe invers și soarele invers. Deocamdată nu se poate detașa mental de niște energii toxice. Hai să vedem ce alte. În continuare am văzut, iar am văzut împărăteasa invers. Acea femeie distorsionată se manifestă și în viața sa. A acceptat să fie cu femei ușoare sau femei care au profitat de el, de ea. Și când zic de ea, pot să fie mame, surori, colaboratoare, uite, asul de spade invers. Ține secret, interesant, faptul că va recunoaște pasiunea. Energia plină de încredere pe care o aveți voi în voi înșivă. Faptul că sunteți suflete perechi, că v-ați mai întâlnit undeva cândva, eventual în altă viață, simte acest personaj. Dar este foarte apăsat de faptul că există, trăiește încă, ia uite, din cauza abandonului, trăiește încă în adicții care țin de băutură, printre altele. Dar chiar dacă nu spune, nu vorbește cu voi, vă urmărește. Este o confesiune, să zic, pe cale mai neconvențională. Ce ar mai vrea să vă spun acest personaj? 8 de spade, l-am văzut mai devreme, a venit pe orizontal. Ar vrea să iasă, ia uite. Încearcă să aleagă între a-și calma impulsivitatea, pentru că încă e în minciună, trăiește într-o minciună, într-un stil în care se autosabotează, pentru că nu și-a găsit adevărul, nu și-l-a găsit principiile, nu și... 10 de bute. De fapt, hai cum a venit, am multe, prea multe, foarte... Parcă totuși așa simt. Ia uite. 9 de monede. Pentru unii am zis mai devreme că posibil să vă și caute. În acest întuneric pe care cred că voi îl simțiți uneori, voi să aveți această bâdă cu felinar, cu lumină. Da? Pe de o parte, sunt două mesaje. Își caută independența. Acest personaj își caută independența. Dacă voi știți că sunteți aici 9 de monede independente, vă caută și pe voi, pentru că 9 de monede inspiră, pentru mine inspiră. Sunteți spre împărăteasă, da? Aveți acest fel de a fi, de a vorbi eventual... în așa fel încât îi motivați să se caute, să-și caute destinul, să-și caute originele, să-și înțeleagă rănile, să înțeleagă de ce nu au oferit dragoste, de ce nu au primit. Vor să renască. Interesant, aici apare cavalerul de cupe în poziție bună. Vor să renască și să ofere dragoste.
Dar, deocamdată, sunt blocaje iar 5 de spade pe care l-am văzut mai devreme. Sunt multe, iar 5 de băte. Turnul, interesant. Eremitul invers. Visează. Visează acest personaj, are opțiuni, dar... visează că între voi lucrurile nu s-au încheiat definitiv și că veți ieși din tăcere. Într-un mod neașteptat se va întâmpla acest lucru. Capitolul dintre voi, din punctul lor de vedere, este unul din visele lor. Încă nu s-a încheiat. Dacă este tăcere, că am văzut mai devreme eremitul, vor să iasă din tăcere, dar bănuiesc, după cum arată cărțile și simt, că vor ieși din tăcere când vor afla lumina. Și această lumină va veni într-un mod neașteptat. Și lumina lor, și înțelegerea, și... schimbarea lor, pentru că turnul înseamnă schimbare. Dacă ei până acum n-au oferit, n-au primit dragoste, faptul că și-au construit, repet, și-au construit un fel de a fi. Regele de monede înseamnă construcție, printre altele, pe care l-am văzut invers, da? O construcție cu o fundație instabilă. Și atunci, din cauza că era instabilă, că era invers, da? Se va prăbuși această construcție, fundație, da? Care nu are la bază, deci e ca și când construiești pe stâncă, bine, pe stâncă e bine, dar nu folosești apă. Și orice construcție care nu are apă, nu are cum să fie flexibilă. Nu are cum să fie flexibilă. Și aici cavalerul de cupe a venit invers, adică nu a implicat emoții în nicio acțiune de asta până acum, pentru că a experimentat manipulare emoțională din partea mamei sale sau a femeilor, dar mama în mod special. Da? Iar 9 de cupe. Sunt supărați. Se simt singuri. Deși în public arată 6 de băte. Atrag publicul, probabil că atrag, eu știu, admiratori, poate lucrează în public unii dintre ei, dar trăiesc o minciună, în spate au o minciună. Și repet, nu este musai vorba doar de, pe de-o parte, au pe cineva o relație de lungă durată, dar nu e vorba musai, care avea vreo problemă cu adevărul. Așa au fost educați. Pentru că dacă ai parte de niște părinți toxici și copilul începe să mintă pentru că n-are altă variantă, da? N-are cum să spună adevărul unor părinți care nu trăiesc adevărul și nu-l manifestă. E o reacție normală a copilului. Da. Cavalerul meu. Hai să vedem următoarea carte. Ce ar mai vrea să mă mărturisească? Probabil că aici au început să înțeleagă Uranusul acesta, turnul acesta. E o trezire a lor. De ce n-au primit dragoste? De ce n-au oferit dragoste? De ce au fost doar obsedați de bani, de sex, de succes, de, eu știu, aventuri, de experimente, de... senzații tari. Ia uite, valetul de cupe. Invers. Da, n-au oferit. Pentru unii dintre ei s-ar putea să aibă un copil dintr-o aventură.
pentru alții faptul că n-au fost stabili în relație cu voi și nu au apreciat întâlnirea cu voi, au pierdut o ocazie specială și asta îi consumă foarte mult pentru că știu că sunteți niște persoane inspirante, da? Și încă ar vrea să vină înspre voi, dar în această atmosferă sunt conștienți că nu pot să vină, degeaba spun scuze dacă nu au rezolvat, dacă nu au început să vindece. Adică, până la urmă, scuzele dacă sunt niște cuvinte, nici nu mai au rost. Atât timp cât odată cu aceste scuze nu vine și schimbarea. Zic eu, nu știu și eu. Ia uite, au conflicte interioare, dar mai degrabă niște dușmani în preajmă. Niște oameni foarte geloși, foarte toxici. Uf, 5 de spade și diavolul. Probabil că sunt atacați pe la spate de o energie foarte negativă. Și pentru că diavolul, interesant, diavolul reprezintă și casa 10-a carierei, probabil și acolo pe casa 10-a. Niște chestii. Și totuși, ia uite ce frumos, a început cu moartea, se termină tot așa cu moartea. N-ar mai vrea să mai aștepte, își doresc să se transforme. Ce mai e o carte aici? Da, uite, visează. Dar nu mai vor să mai aștepte prea mult. Probabil că au așteptat prea mult ceva. Dintre opțiunile pe care le au, se pare că au ales totuși transformarea și renașterea. Chiar dacă, pentru că totuși e un Uranus, e un turn. Chiar dacă nu vedeți efectele, vor apare în timp. Acum, că îi mai acceptați, că nu mi-a acceptați, nu e problema noastră, dar cam asta este. Vedeți și voi cum rezonați. Am zis că e un pic altfel etalarea aceasta. Hai să vedem numărul 2. Ce ar vrea să vă mărturisească numărul 2? Ia uite, regele de bâte, care pasiune. Are pasiune, dar depinde cum ți-o folosești, dragă rege de bâte. Depinde cum ți-o folosești. Trei de bâte invers. Vedem în ce context. Ia uite și 10 de bâte invers. Și ce mai este? Valetul de spade invers. Interesant. N-a venit înspre voi cavalerul de bâte invers din cauza unor trădări, 10 de spade. Eventual faptul că n-a venit înspre voi v-a făcut și pe voi să vă simțiți trădate, dar să știți că și în viața acestui personaj, 8 de cupe, 10 de spade, da? Există multă suferință. Dacă voi v-ați îndepărtat de ei și îndepărtarea lor, când am văzut 8 de cupe, îndepărtarea voastră emoțională i-a întristat și mai mult. Dar ei în sine treceau printr-un 10 de spade. Vezi cartea? Așa, asta, să pun cărțile la loc, așa cum au venit. Așa. Și din cauza acestui 10 de spade, acestei etape foarte critice, foarte întunecoase, nu au putut să vină înspre voi să, în ce sens? Ca un personaj stabil sau doritor să manifeste stabilitate, măcar printr-o prietenie. Eu zic că stabilitatea nu trebuie oferită printr-un amor, eu știu de care, sau nici nu poți să oferi de la început cine știe ce promisiuni sau căsătorii, bine, de ca și când ar fi singurul ideal căsătoria, dar în fine. Cavalerul de monede invers n-a putut să vină înspre voi stabil pentru că erau deja instabili din cauza unor decepții mari. Dar
Valetul de spade invers spune că vă urmărește, în această perioadă vă urmărește, eventual ar vrea să vină înspre voi și să încheie acest ciclu în care, eu știu ce nu s-a manifestat între voi, dar 10 de bute înseamnă consum energetic, epuizare, ori într-un cuplu, ori într-un job, ori în situația dintre voi. Este o situație epuizantă pe care nu vor să o mai manifeste așa și vor să vină, eventual, să vă spună niște bârfe, nu să bârfească, să vă spună, ia uite ce a spus cu tare despre tine, ceva de genul ăsta. Și probabil, eventual, să mărturisească că a fost influențat de niște bârfe, posibil la un moment dat, de bârfele cuiva, de felul în care cineva a vorbit urât despre voi, posibil. Acum, 3 de bâte invers. Hai să vedem. Ar putea să fie și lipsă de speranță, ar putea să fie și nerăbdare. Opa! Îndrăgostiții! În poziție bună, mă bucur, pentru că această carte chiar se dorește în această poziție. Asul de spade invers. Interesant. Justiția. Au ales. Încă nu știți. Interesant. Eu simt că asul de spade este nemanifestat. Urmează să se manifeste. Pentru că 2 de spade invers înseamnă că mergem spre valetul de spade. Adică înseamnă că au ales. Au ales să se exprime. Iar alegeri și la îndrăgostiții, să exprime dreptate. Să-și echilibreze viața. Interesant. Ar putea să fie o mărturisire de genul, aș vrea în secret să-mi echilibrez viața. Dar acest secret să fie al nostru. Al nostru. Acesta să fie secretul nostru. Vreau să-mi echilibrez viața pentru că am trăit o viață dezechilibrată și vreau de acum încolo să-mi echilibrez viața. Asul de spade este invers. Probabil că mi-au niște lucruri de înțeles cum să manifeste echilibru, justiția. Ups, interesant. Pentru unii care sunt căsătoriți, mare grijă, dacă au ascuns o căsnicie. Dacă a fost o romanță la locul de muncă, pentru unii dintre voi, care părea foarte riscantă, V-au abandonat pentru că trebuiau să aleagă între căsnicie, spre care nu știați, unii, sau un alt contract, poate să fie și la locul de muncă, dar în general justiția pentru mine înseamnă căsnicie, da? Și romanța respectivă. Și totuși rămâne valabil și ce am spus mai devreme, pentru unii dintre voi, că își doresc să se echilibreze, chiar dacă nu știu cum. Dar vedem. Îndrăgostiții. Sunt îndrăgostiți. E drăguț că a venit cartea în această poziție. Simt atracție, dar nu doar fizică, între voi și ei. Ce e aici? Alt valet. Valetul de monede. Invers. Deocamdată o să vedem și la clarificări. Valetul de monede nu poate să manifeste nimic practic. Din cauza problemelor prin care trec. Interesant, 8 de cupe. Probleme, a fost o comunicare între voi, dar ați întrerupt comunicarea, v-ați detașat. Pentru că erau foarte defensivi. Din cauza, repet, a unei case, a unei alte relații, care împreună cu relația voastră manifesta dezechilibru în viața lor. Aici? Oh, Marea Preoteasă invers. Interesant. Vor să vă spună niște secrete. 7 de monede. 2, 4, 5. Au fost precauți. Rămâne de văzut dacă mai sunt. Da, din cauza că au fost foarte precauți, n-au manifestat nimic cu voi. Iar 10 de bâte. Nici dragostea. Dar au produs suferință pentru că nu s-a putut manifesta dragostea. Deși dragostea este, sentiment, emoții este. Emoții sunt. Vreau să zic dragostea este, dar e neexprimată, nerecunoscută a fost. Cum să fie exprimată dacă nu e recunoscută? O perioadă nici n-a fost recunoscută din cauza suferințelor. Și din acest motiv a provocat și vouă suferințe. Regele de monede invers.
Și acesta este un personaj care nu înțelege stabilitatea în adevăratul sens al cuvântului. Poate de acum încolo, din această lecție. Asumarea, ia, ce asta? Opa, împăratul. Împăratul spune foarte multe. Faptul că a venit în poziție bună este un semn excepțional în condițiile în care, după cum vedeți, folosește și cărțile invers. 8 spade și steaua. I-a spus pe gânduri, doamnelor, dacă sunteți stele, dacă voi vă cunoașteți în principiu destinul, lumina sau măcar ați început să vă vindecați. Și a fost o... această întâlnire, roata norocului în poziție bună, o întâlnire specială între voi, le-ați făcut o ofertă. Prezența voastră era, de fapt, o ofertă a Universului să înceapă ceva nou valoros. Dar au stat în acest 8 de spade, am văzut și 10 de spade, în acel blocaj mental, în suferințele anterioare întâlnirii voastre, dintre voi doi, sau cine știe... Nu, aici trebuia să rămân. Sau cine știe de când. 2, 4, 5, 6, așa rămân. Faptul că a venit împăratul înseamnă că se produce o schimbare. Încă n-am văzut nici turnul, nici soarele, să vedem. Se produce o schimbare. Marea preoteasă invers. Am câteva mesaje în gând, dar aș vrea să vină cărțile. Aici sunt prea multe. Da, interesant, da? Vedeți cum a venit. Asta e, le pun, le las aici. 10 de cupe invers și regele de monede invers. De fapt, ei cum sunt? Ei așa sunt. Sunt căsătoriți într-o căsătorie nefericită. Dar... ei arată foarte stabil și fericiți în public, dar de fapt realitatea exact invers. Ca așa este oglinda, este invers. Probabil, în această atmosferă, ei și-au pierdut speranța. N-au mai văzut alte oportunități. N-au mai văzut, se simțeau și ăștia. Și ăștia ca și cei de la numărul 1, zic. Și aceștia se simt singuri. În întuneric, fără posibilitatea de a manifesta ceva nou. Deci, trăind în această căsătorie, da, nefericită, în care și-au pierdut speranța, nu mai vedeau posibilitatea să-și găsesc un alt partener sau parteneră, o altă casă, un alt job. Din acest motiv, nici cu voi, când v-ați întâlnit, nu s-a manifestat asul de monede. Nu s-a manifestat nimic concret. Probabil că au fost discuții. Din partea lor, destul de inconsistente. Însă, ce-ar vrea acum să vă mărturisească? Exact asta. Ce am spus mai devreme, nu au putut manifesta asul de monede cu voi pentru că ei erau deja într-o relație. Chiar dacă păreau fericiți, repet, în public, de fapt nu erau fericiți. Nu erau stabili, poate nici loiali, ori ei, ori partenerilor. La ce v-ar mărturisi? Interesant că la voi a venit îndrăgostiți în poziție normală și aici 4 de bâte în poziție normală. Simt că
Voi sunteți, de fapt, suflet, flacăra voastră geamănă. Aici posibil să fie flacăra geamănă, suflete perechi și vor să comunice pasiunea pe care o simt față de voi. Și faptul că le dați stabilitate, le dați voie bună, le dați încredere, îi completați în multe. Și probabil că se și miră. Din acest motiv, acum văd că împăratul poate să... Opa, turnul! În sfârșit am văzut turnul, da? Trezirea lor. Trezirea lor. Încep călătoria spirituală. Sau mai bine zis, o continuă, dar... Știți că și într-o călătorie, da, drumul nu este drept, apar intersecții. Și dacă nu ești treaz spiritual, riști la fiecare intersecție să deraiezi de la calea ta, de la lumină. Înțelegeți? Ei, cu acest turn, încep să-și regăsească, să se apropie prin alegerile pe care le vor face, de lumina lor. Renunță la stilul aventurier, cred. Cred. Cavalerul de bâte invers, cred că renunță. E tăcere între voi, dar tăcerea asta este necesară. Pentru că ei sunt într-o energie foarte dezechilibrată și trebuie să învețe să se vindece. Am spus mai devreme că n-am văzut turnul, văd acum. Ar putea să fie turnul acesta care îi fac să înțeleagă. Eu de fapt ce am manifestat până acum? Că rege de monede nu sunt. De fapt nici valet de monede nu sunt. Chiar dacă poate am niște bani în bancă sau eu știu ce job bun, în sensul moral și stabil al cuvântului, nu au direcție. E ușor să fii salariat, asta vreau să spun. Să fii salariat și să fii bine plătit e convenabil, dar asta nu înseamnă că ți-ai găsit meseria, că ți-ai găsit calea, că știi cine ești, că manifesti ceea ce ești. Și totuși se întâmplă ceva, am zis mai devreme, poate că voi le-ați mărturisit, dacă sunteți mari preostese, că am văzut și steaua mai devreme, le-ați mărturisit ceva și i-ați făcut să se gândească la cum investesc în ei, în viitorul lor. Și cu alte cuvinte să... Să caute să manifeste acest împărat, chiar dacă ei nu sunt în acel loc, sunt pe departe împărați. Să caute să manifeste, rămâne de văzut ce alte cărți apar, varianta lor cea mai bună. Ce ar vrea să mă mărturisească? Ups. Ia uite, 3 de spade. Aici sunt foarte multe. Dar, ia uite. 3 de spade. Știu că v-au rănit. Conștientizează rănile pe care vi le-au făcut. Prin faptul că nu și-au ascultat intuiția. Intuiția le spunea că sunteți o persoană foarte specială. Sufletul lor pereche, da? Am văzut și de 4 de bâte și îndrăgostiții. Dar n-au manifestat valetul de monede. Nu s-au implicat concret. Au fugit. V-au abandonat. Ar fi preferat eventual, ar fi fost poate deschiși la o aventură. Ar fi preferat o atitudine în care se bucură de un moment și atât. 6-6, 2-6. Probabil că au și părut foarte încrezători, dar în spate avea un stil lipsit de înțelepciune. Aici este. Are legătură cu acest astăzi, cu acest 3 de spade și Marea Preoteasă. Ce ar vrea să vă spună? Că încearcă să se vindece de această dezamăgire.
Pentru că 3 de spade invers pentru mine înseamnă vindecare. Ia uite, valetul de monede invers. Sunt oarecum dezechilibrați. Sunt cărți care arată dezechilibru. Regele de cupe, asul de cupe, da? Nu știu ce să aleagă, nu știu în ce să investească. Simt emoții foarte puternice cu asul de cupe și regele de cupe, dar care adaugă la dezechilibru în care sunt. Și tocmai pentru că adaugă la acest dezechilibru, riscă să primească dragostea într-un mod nesănătos. Și dacă ar fi să exprime, ar exprima iar într-un mod nepotrivit. Regele de cupe invers. Probabil că au și tendințe manipulatoare. Extraordinar, asul de cupe invers. Iar dragostea este aici. Dragostea și potențialul sunt aici. Potențialul de lungă durată. Dar cum să-l manifeste când ei în viața lor sunt instabili și nefericiți? Ziceți-mi și mie. Credeți că dragostea sau un cuplu merge doar pe principiu că lasă, că o să am eu grijă și o să-l vindec? Se va vindeca dacă va sta cu mine. Nu, greșiți. Oamenii trebuie să se trezească singuri. Și vă zic din experiență că și eu am gândit la fel. Nu, oamenii trebuie să se trezească singuri. Deocamdată acest personaj, 7 de monede, a venit invers. Adică nu, pe orizontal. E incert. Cum investește? Dacă învață să investească sau nu? Acest personaj trebuie să-și găsească stabilitatea. Să învețe să fie protector. Până atunci, asul de cupe nu se poate manifesta. Nu poate să exprime dragostea. Până nu-și găsește echilibru. Ia uitați, cărțile sunt divers. Sunt nefericiți, sunt nefericiți. Ia uitați, aici sunt. Aici este împăratul, interesant. Împăratul este invers. Aici sunt ei. Împăratul este invers. Poate că au în preajmă oameni care încearcă să-i controleze. Prin copil, soț, soție. Și și-au pierdut speranța, cum am zis mai devreme. Și-au pierdut speranța. Prin copil. Că dacă pleacă, vai, ce o să se întâmple? Nu se întâmplă nimic. Oamenii trebuie să se regăsească pe ei. Și dacă oferiți acest exemplu copiilor, preferați să stați în relații toxice pentru copil, atunci și copilul va trăi relații toxice. Vă anunț ca să știți, în cazul în care nu știți. Dacă nu știți, mai citiți. Mai citiți un pic ce se întâmplă, cum se moștenește, cum moștenesc copiii karma părinților. Și cât de mulți părinți netreziți au făcut copii, pur și simplu. A venit, hai să-l păstrăm. Nu zic să... Da. În loc să... Măcar în momentul în care vine să te gândești, dom'le, dar eu cum am trăit viața? Sunt bine? Cum? Hai, mergem înainte, că așa au făcut și părinții și bunicii și străbunii. Și ducem karma mai departe. Ar prefera acum, eventual, ar prefera. Cred că, să caut totuși o clarificare. Clarificăm asul de bute. Judecata, vor să renască? Să renașteți, să vă împăcați? Interesant. Luna secret. În secret ar vrea să muncească în această relație pentru că v-au dezamăgit. Interesant. Clarifică și asul de cupe invers, te rog frumos. Sunt niște blocaje deocamdată. De-aia nu se poate manifesta. Sunt niște blocaje. Pe lângă transformarea lor, mai sunt și altele care nu țin doar de ei. Mai dăm o carte pentru asul de cupe. Posibil voi să blocați dragostea acum, dar nu e vorba doar despre blocajul pe care îl vor simți unii din partea voastră, cât și alt fel de blocaje. Mai
dăm o carte pe asul de cupe inverse, ce este invers. Sunt secrete, sunt niște blocaje despre care voi nu știți. Ar putea să fie un personaj care... Dar nu, împăratul în această poziție, nu. Dar acum, dacă am zis, am văzut mai devreme, da? Deci rămâne totuși valabil, vedeți? Vedeți? Channeling-ul există. Mai devreme am văzut, când a venit asul de cupe, a venit și împăratul invers. Am zis, cineva îi controlează și blochează manifestarea acestei iubiri. Și un secret pe care posibil să-l dorească, să-l mărturisească. Interesant. Pentru unii, posibil ca ei să stea în preajma unui narcisist și a unei persoane mincinoase și să se simt părăsiți. Și vor să înceapă ceva nou, să vă împăcați și să manifestați ceva nou împreună. E al treilea asta interesant și era singurul asul de bâte. N-aș spune musai că, da, are conotații sexuale, dar nu cred că aici se referă musai doar la sexualitate, cât la o sclipire, o idee trăsnet, cum să revigorați atmosfera dintre voi, să zice. Și mai simt nevoia să mai clarific aici. Clarificăm, te rog frumos, și îndrăgostiții. Uite, sunt niște cărți răsunate. Ia. Sunt niște cărți răsucite. Trei de cupe. Da, prieteni, petreceri, eventual triouri. Și regele de bâte. Da, plăcerea de a se distra. Însă, hai să vedem. Am văzut puterea în poziție normală. Se luptă acest personaj să-și găsească puterea. Care e cam îndrăgostiții, te rog frumos. Wow! Mai! Interesant, cărțile acestea, patru de bâte, îndrăgostiții, doi de cupe, după cum vedeți, au venit în poziție bună, dar cred că asta datorită energiei voastre. Magicianul, faetonul și doi de cupe. Interesant. Deci, da, pentru că, știți, îndrăgostiți înseamnă și alegere importantă. Poți să aleagă să stea în această energie pe care tocmai am descris-o și să nu se manifeste asul de monede, sau să aleagă între a manifesta magicianul, să vină spre voi cu victorie, cu încredere, convinși că sunteți parte din destinul lor, și să creați ceva, să vă transformați. Doi de cupe, uitați, Ying și Yang, ce frumoasă poză, da? Doi de cupe. Într-un fel sau altul, să vă împăcați, să renașteți. Acesta este o alegere. Există această variantă. Și știu. Clarificăm împăratul, te rog frumos. Parcă asta vrea să vină? Cavalerul de cupe invers. Interesant. Și regina de spade. Deocamdată nu oferă dragoste. Interesant. Și asul de cupe tot invers. Diavolul! Aici este dorința de cont. Vai! Au un personaj care îi fac să... Da. Încearcă să-i domine. Clar. Există un personaj care încearcă să-i domine. De care fug, eventual. Și fugind de acest personaj, fug de toată lumea, de fapt. Pentru că ei nu au rezolvat problema. Dacă o rezolvau, dacă aveau curajul să o expună și să o rezolve, dar până una alta fug în băutură. Deci, până la urmă, tot împăratul invers se manifestă. Diavolul. Între voi lucrurile nu s-au terminat, că apare lumea invers. Dar clar, acest personaj le are cu băutura.
poate și cu distracțiile. Pentru unii dintre voi văd și altfel situația. Chiar dacă sunt așa, se autosabotează prin acest comportament. Voi, dacă vă știți persoane inspirante, pasionale, îi puteți inspira cum să-și găsească direcția, să fie mai ambițioși. Diavolul și cumpăratul. Diavolul și cumpăratul este opoziția casă, job, da? Casa a patra și casa a zecea, carieră. Aici este o poziție pe care ei trebuie să o înțeleagă. Dar o înțeleg, nu o vor înțelege decât când se vor vindeca, astfel decât pe poate să fie și faptul că încă nu s-au vindecat ei. Nu mai vorbim de dragoste față de voi. Nu s-au vindecat ei, nu se iubesc ei, pentru că nu se iubesc ei, stau în această atmosferă. Și totuși o idee a venit cu acest turn. Judecata și asul de spade, o idee cum să se vindece, chiar dacă încă nu s-au vindecat. Clarificăm și Marea Preoteasă invers, te rog frumos. Numărul 7 de cupe. Aici este... Au creat confuzie. Au creat confuzie și v-au adus această dezamăgire. Pentru că, de fapt, confuzie este și în capul lor. Scuzați-mi expresia. Acum înțeleg altfel Marea Preoteasă și cărțile arată. Deci acești oameni, eu așa simt, brânză bună în burduc de câine, pentru că au preferat să trăiască o viață lipsită de direcție, de control, de autoritate. Regele de monede invers este o persoană autoritară, în sensul că are experiență, are respect și stimă față de ei și oferă același lucru celor din jur. Da. Confuzia este din cauza că nu și-au ascultat intuiția. Intuiția le-a spus, eventual și voi le-a spus pe cale intuitivă, ați comunicat și voi pe cale telepatică, da? De multe ori. Și n-au vrut să asculte. Au preferat să se uite la bibelouri. La bibelouri, cupe și alte lucrușoare atrăgătoare. Interesant? Trei de cupe, da? Da, distracție cu prietenii. Și totuși se întâmplă o transformare, că văd și 10 de spade. Au crezut că... înțeles. Deci ei acum încearcă să se vindece de o mare durere. Sunt în transformare. Probabil că au pierdut pe cineva moartea. Interesant, moartea și 10 de spade, despre care voi nu știți. Și veți afla cândva. Sau dacă n-au pierdut pe cineva. Problemele lor, plus separarea de voi, îi fac să încerce să scape de această senzație de stagnare prin distracție cu prietenii. Cum zicea Gică, maestru Gică Petrescu, vă rog frumos, un pahar, zice, mai un păhărel, să ne mai distrăm, nu știu melodia. Dar mi-am adus aminte de Gică Petrescu. Da, ia mai un păhărel, să ne mai distrăm nițel și să mai uităm un pic. Că există dragoste, fericire, spirit pe această lume. Deocamdată cam atât. Mă enervează oamenii ăștia. Mă enervează!
Nu știu, eu am fost altfel întotdeauna, chiar am trecut și eu prin foarte multe, nu vă închipuiți că nu, deci dacă v-aș povesti și eu prin câte am trecut și prin câte trec în continuare, dar, nu știu, așa greu se mobilizează împăratul din ei. Dar împăratul, pentru că a venit totuși în poziție normală, chiar cu aceste provocări, trebuie să se vindece. Până nu se vindecă, nu se poate manifesta împăratul din ei. Acea latură protectoare, dar ceva, faptul că a venit în poziție bună, înseamnă că se va schimba ceva. Eu știu în cât timp. Și iar faptul că a venit împăratul cu diavolul, poate să fie și obsesia lor de a fi împărați pentru voi, dar asta înseamnă multă muncă. Multă, multă muncă. Acum arată situația, acum e multă muncă. Numărul 3. Hai să mai vedem. Curățăm cărțile. Numărul 3. Dragii mei, cei care ați ales carmeolul, am zis bine? Hă? Unul mai citesc comentariile și vă rog ochelarii. Parcă carmeolul a zis, da? Hai să vedem. Nu știu cum va fi etalarea, mărturisirea. Mărturisiri mai altfel. Nu sunt mesaje, sunt mărturisiri. Oamenii ăștia refuză deocamdată. Vedem dacă refuză. Până acum. Oh. Ia uite ce carte are. Ar vrea să vorbească, interesant. Vor să vorbească. Steaua și diavolul. Interesant. Obsesia să fie niște... Dacă voi sunteți steluțe, au obsesie mare pentru această vibrație a voastră. Și această obsesie fac și pe ei, sau îi face și pe ei să se vindece. Diavolul și steaua, să se vindece de toxicitate. Caută stabilitatea financiară, abundența. Probabil că voi sunteți un exemplu în acest sens. Ok, numărul 3. Ce ar vrea să vă mărturisească? Nu sunt doar simple mesaje. Când e dor de tine, că te iubesc. Nu, ceva legat de viața lor. Uf. Eremitul. Caută. Toți, la toți a apărut eremitul. Oh, tăcere între voi. Tăcere necesară. Necesară. Între timp, 5 de cupe. Regrete. Pierd vremea prin restaurant, pe la baruri, cu prietenii. Voi sunteți aici, în preajma lor. Voi sunteți în preajma lor. Le oferiți. Uite, nu vrei două cupe? Eu și cu tine suntem două suflete pereche. Am zis că am văzut mai devreme doi de cupe invers. Refuză. Refuză și refuză să se uite la acest doi de cupe. Mulțumesc mult de confirmare. Judecată. Asul de spade. Dar probabil că știți că la băutura mai vin idei. În această stare, dar cred că ideile vin nu atât la băutură, cât de la eremit. Pe eremitul caută răspunsuri. El caută lumina. Interesant, cum apar trăsnete, dar bine, așa le văd. Probabil că o să fie sunt niște momente de trezire. Au fost, sunt, pentru că își doresc să exprime, interesant, moartea invers. Că sunt într-un proces profund de transformare. Vor să manifeste ceva nou cu voi sau fără voi? Că până la urmă, important e pentru un om să manifeste ceva stabil aici. Dacă ne gândim, vai că nu-i cu mine și noi demonstrăm egoism. Și frumos ar fi să ne gândim că cineva e bine doar cu noi, nu? Să le gândim binele oricum. În principiu, deci, sunt în plin proces de transformare. Ar vrea să ofere dragoste, interesant. Aceștia sunt altfel. Aceștia sunt altfel. Cavalerul de cupe invers. Normal, scuzați-mă. La toți a venit invers, aici a venit normal. Deci ar vrea să ofere dragoste. Ar vrea să exprime adevărul. Intuiția lor le spune ceva. Dar am senzația că nu pot. N-au curajul. Ce se întâmplă? Vedem.
plâng, erau regrete, ce aici? Sunt multe cărți. Cinci de spade invers, nouă de spade și nebunul invers. Deocamdată nu pot manifesta nimic cu voi în această perioadă. Pentru că se gândesc, iaute, se gândesc noaptea, zi, iaute, a spus acest personaj. Vrea să... Parcă nici nu vrea să mai audă aceste gânduri. Dacă voi ați fost unul dintre voi ați fost bolnavi sau bolnavi și au făcut griji pentru voi. Așa, acum. Cinci de spade invers. Încearcă, da. Încearcă să uite niște cuvinte. Dacă voi le-ați spus ceva, probabil că s-au simțit răniți și încearcă să uite prin băutură, prin eu știu ce alte activități, dar nu reușesc să uite acele cuvinte. Tot timpul vin încă noaptea. Dar dacă nu e vorba de voi, poate sunt alte cuvinte spuse de altcineva. Pentru că, să zicem, aceasta este o mărturisire. Cuvintele cuiva. Pentru că 5 de spade merge înspre 4. Aș vrea să pun ordine în minte, dar nu pot. Păi n-ai cum, pentru că ești în 5 de cupe. Când ești în 5 de cupe, pentru că emoțiile și gândurile merg mână în mână. Nu le putem separa. Chiar dacă astrologii separă aceste elemente, nu. Nu le putem separa. Și atunci, dacă ești în această stare de 5 de cupe, nu poți să fii într-o altă stare mentală. Caută răspunsul la întrebări acești oameni. Interesant. Vor să vină spre voi. 8 de cupe invers. Deci e vorba de o întoarcere. Pe de o parte, nu se pot detașa, interesant, de soarele pe care îl simt, de bucuria pe care o simt în preajma voastră. Am zis, asul de spade. Voi, prezența voastră, vibrația voastră emoțională, cavalerul de cupe, puteți să fiți și voi în acest context. Dar pe de-o parte și ei ar vrea să ofere și ei ar vrea să mărturisească. Cum îi treziți? Îi scoateți? Interesant. Îi scoateți din această energie. Nu se pot detașa emoțional de vibrația voastră. Și totuși încă nu pot manifesta acest, să zic, nu pot lua de la zero. Regina de cupe am văzut în poziție normală și doi de bâte. Acest personaj trebuie să aleagă. 8 de monede. Trebuie să muncească să se transforme în această tăcere, în această însingurare. Acesta ar trebui să fie o însingurare în atelierul său pe care o fi. Da? Un atelier, fiecare, eu din punctul meu de vedere aș spune că fiecare om trebuie să aibă un atelier al său. Adică, cu alte cuvinte, dragii mei, dacă depindeți doar de un job, sunteți terminați. În momentele de criză interioară, ce faceți când depindeți doar de un job care poate astăzi să fie, mâine să nu mai fie? Întotdeauna e bine să aveți hobby-uri, pasiuni, da? Diferite manifestări, pentru că 8 poate să însemne descoperirea diferitelor abilități. Pentru unii posibil să fie o singurare în atelierul lor. Posibil. Eu înțeleg din punctul ăsta de vedere. Ia uite și asul de cupe ca să se vindece. Probabil tac și prelucrează ceva. Da, lucrează la ceva, asul de valetul de monede. Vor să fie stabil, vor să-și creeze ei un job care să aducă fericire. În primul rând, ei fiind stabili financiar, pot crea în jur, în cuplurile sau colaborările pe care le au, fericire. Așa simt. Își doresc asul de cupe. Își doresc să fie stabil. Să aibă o casă, o relație de lungă durată. Interesant, la voi au venit cărțile în poziție bună. Și 10 de cupe. La cealaltă persoană a venit invers.
Dar există un soi de neîncredere în această perioadă. În ce este neîncrederea noastră de... Nu e vorba de neîncredere, este vorba de lipsă de energie. Acest personaj are o pierdere de energie. Interesant. Pe care trebuie să o recupereze. Ori a oferit prea mult unei mame. Interesant. Un mesaj... Și altul care ar mai fi? Ar dori să iasă dintr-o... Dintr-o casă netradițională. Dintr-o casă netradițională în care nu se mai manifestă tradițiile. Speranța... Dar vor să iasă din acea casă. Vor să iasă din acea casă. În acea casă nu mai există echilibru, nu mai există spiritualitate, nu mai există armonie, nu mai există... tradițiile, varianta lor pozitivă. Vor să iasă din acea casă și să manifeste eventual varianta lor cea mai bună, dacă sunt femei, varianta lor divină sau... Da? Își doresc dragoste, dar deocamdată se vindecă. Și au o lipsă de energie. Din ce motive? Judecata. Judecata invers. Trebuie să se refacă. Probabil că au avut probleme de sănătate. Unii, nu toată lumea. Dar în principiu... Pentru unii poate să fie probleme de sănătate, peste care vor trece. Pentru alții posibil să fie o aventură pe care nu vor să o... Judecata invers înseamnă că nu vor să o mai renască. Și din cauza aceasta se concentrează pe răspunsurile lor, pe înțelepciunea lor, pe transformarea lor personală, pe alchimizare, pe vindecare, pe construcție financiară. 5 de cupe. Hai să mai vedem. Sunt multe. Știu că vrei să vorbești, dragă, numărul 3. Da. De... Opa! Aici este. Sunt niște minciuni. Ce-și de cupe. Ori au avut parte de un personaj mincinos și acum regretă greșelile pe care le-au făcut. Că au crezut în acel personaj. Da, au crezut că e dragoste adevărată și s-au mințit. Interesant. O să mai clarific. 5 de spade invers. 10 de spade. Da. Sunt niște suferințe foarte mari. Cineva i-a mințit foarte urât. Minciuni. Păcăleri, cuvinte negative, conflicte cu cuvinte negative, jocuri mentale și acum încearcă să se vindece de aceste dureri, această suferință. Da, de-aia nici nu vor să renască acea poveste, acea ce-o fi fost pasiune pentru cineva, nu vor să renască. Clarificăm, nu despre... Okay.
Puterea invers, interesant, iar nu o putere. Probabil că unii au fost bolnavi cu 9 de spade și cu puterea invers, probabil, ia uite, și cu 10 de spade. Aceasta, deci, să fie și probleme fizice, dar în primul și în primul rând suferința și păcările și minciunile acestea pe care le-au descoperit, le-au trăit, le-au descoperit, pentru că acum se vindecă cu 5, mergem spre 4, da? Se vindecă, dar încă își mai aduc aminte noaptea. N-au putere, n-au putere, nu că n-au... Da, aici se transformă, deocamdată aici sunt cărțile cele mai importante. Acestea spun că nu. Lucrează, oamenii ăștia lucrează cu ei. Dar dintr-un anumit punct de vedere, o, da, ce mai simt? Își aduc aminte cum au fost abuzați, cum au folosit alții puterea lor, cum alții... Da... Le-a furat energia. Uf! Pentru unii, vedeți, variază. Pentru mine, ia uite, 4 de monede este o relație karmică. Poate să fie și casă, familie, da? Sunt niște secrete. Acum înțeleg, acum intuiesc, acum intuiesc programele mentale negative în care au fost ținuți. Și regretă, nu știu, e o chestie de mai mult de... Și-aduc aminte. Cum n-au știut să decidă, n-au știut să folosească oportunitățile. Adică fiecare ce n-am folosit oportunitatea cu tare, n-am folosit cu tare lucru, am permis prea multe altora, am înghițit toate, eu știu, sau au înghițit toate minciunile, da? Acestea sunt gânduri. Din cauza asta își consumă și mai mult puterea. Bine ar fi să aibă putere și să renunțe la aceste gânduri, da? Aici este, aici este transformarea prin care trec acum. Să renunțe la regrete și să manifeste adevărul. Poate că îi manifestă, dar cu alte cuvinte să se vindece, sau mai bine zis, să se vindece de oamenii care i-au mințit. Și aici la fel, să se vindece, 9 de spade invers, de oamenii care i-au abuzat. Cineva a vrut să folosească puterea, da? Contra lor, clar. Puterea contra lor. Cineva cu marcaj în zodia Fecioare sau în zodia Leului, în mod special Leului. Dar și, am zis una, sau poate la cuspida între Leu și Fecioară acolo. E, magicianul era invers, ia uite-l. Da. Nu poți să înceapă ceva cu voi, poate, zero, să o ia de la zero. Nu poți să manifeste. Zero și unu. Cu alte cuvinte, nu poți să riște ca altfel ar putea să pară manipulatori. Nu poți să riște pentru că n-au toate resursele. Interesant cum vine mesajul. N-au toate resursele. Au fost manipulați, clar. Au fost manipulați de cineva. Acești oameni acum se vindecă. Da, încearcă să fie precauți cu inițiativele lor, cu proiectele lor. Încă nu s-au vindecat, încă sunt în transformare. Dar nu mai vor să dea, interesant, niciun câștig unei persoane, da, care s-a folosit de ei. S-au încercat, nu știu cât a reușit, a încercat să folosească de ei. Asul de spade, de bâte. Invers, judecata invers, moartea, nu vor să vindece. Nu vor să mai discute cu cineva anume. Vor să înceapă o nouă cale, da, vor să inițieze calea lor, calea lor. Interesant cum vine, poate aș citi cartea unei dintre voi, calea mea, calea norilor albi, de Osho. Dar știu că trebuie să aibă răbdare în această cale, să muncească foarte mult. Interesant că acum vine 9 de monede. Da. Vor să fie independenți, să manifeste echilibru.
Interesant, unii dintre ei se separă de familie. Pentru că aici au trăit multe confuzii. Multe confuzii în această familie. Au fost abandonați în această familie. Nu s-au simțit fericiți. Nu s-au simțit apreciați. Au avut parte de oameni sau cel puțin o persoană narcisistă în acea familie. Ia uite, secrete, luna. Luna este și energie, ia uite, luna maternă. E o karmă maternă care trebuie vindecată. Clarificăm. Șapte de spade, te rog frumos, de curiozitate. Șapte de spade. Ce e cu acești șapte de spade? Ia uite, cinci de cupe, extraordinar. Cinci de cupe, cinci de cupe. Ar putea să fie. Aici este eremitul. Să înțeleagă acum cum au fost păcăliți de cineva. Și să regrete. Cineva i-a păcălit. Ia uite, doi de spade. Turnul invers, interesant și drăgostiții. Diavolul invers. O poveste de dragoste, un suflet pereche, dar care s-a purtat foarte toxic. Însă, interesant. Pe de altă parte, acum înțeleg alte aspecte. De ce mai plânghe atât de mult? În ce constă această păcăleală? E vorba de un fost. Un fost, o fostă. Am două cărți, cel puțin, care arată un fost, o fostă. De care au fost îndrăgostiți, de care au evitat sau poate au încercat să se separe și n-au reușit. Știți cum e când trăiești în preajma unor persoane egoiste, în mod special narcisiști, ți este greu să te încerci de mai multe ori să te separi până la separarea finală. Însă, până la urmă s-a produs tăcerea și alegerea. Poate că ei, ceilalți foștii fostele, au vrut să evite acest turn, această separare. Posibil. Dragii mei, viața nu este chiar așa de frumoasă. Doar noi putem să o facem. Doar noi putem să o muncim, să o transformăm, să o alchimizăm. Clarificăm și puterea invers, te rog frumos. Ia uite. Șapte de... Trebuie să aibă răbdare. Să lucreze un pic în grădina lor cu răbdare. Sunt un pic obosiți. Oamenii aceștia săraci. Da, sunt obosiți. Sunt obosiți. Au fost... Ia uite. Dar se va face dreptate. Trebuie să se separe, în primul rând, de o familie. De o, da, această familie în care au trăit confuzii. Da, da, da. Regele de bâte. Cineva a vrut să aibă controlul. A folosit cuvinte foarte urâte, foarte urâte. Acuzații, regele de bâte, să aibă controlul. Și, în primul rând, ei trebuie să regăsească regele lor de bâte în ei, energia în ei, ca să o ia de la zero. Puf. Clarificăm și magicianul. De ce am simțit eu să citeze să aceste mărturisiri? Câte sunt? Sunt cam multe? Nu, sunt prea multe. Magicianul, te rog frumos. Clarificăm sfinitul magicianul. Dar clar au fost manipulați. Și acum probabil până își refac resursele, pentru că magicianul, ca să manifeste, are nevoie de toate resursele, da? Inclusiv materiale. Și aici lucrează. Analiză, e Mercur varianta negativă, Mercur varianta superioară. Educație, probabil, interesant, probabil că se fac niște studii, citesc, se documentează. Oh, da, îmi place procesul ăsta, îmi place, admir, felicitări. Deocamdată trebuie să lucreze un pic mai mult la vindecare, la capitolul vindecare, iar sunt multe cărți, te rog frumos. Da, uite, persoana aceea care a spus cuvinte negative. Foarte, uite, când regina de spade este invers, un personaj care minte.
E un personaj care minte, nu spune adevărul. Regina desfăde în poziție normală, spune adevărul. Invers, nu spune adevărul. Măsluiește, dezinformează, spune jumate de adevăr. Spune una la cineva, alta la altcineva, da? Din dorința de a avea control. Asta e dorința persoanei, de a avea control, de a domina. Mesaje multe. Poate să, da. Și trebuie să se elibereze de acest personaj, să meargă mai înainte. Eventual, 8 de cupe să fie exact cupele acestea cu cupelini pe care le... Bine, nu zic musai că bea, dar e într-o perioadă de regrete, plâng. Cupele acestea de lacrimi și de pelin să fie simțite în această relație. Dar până nu ajung să se libereze de această energie, nu pot să o ia de la zero. Ei știu. Interesant, împărăteasa care nu mai vrea cu acest fostă, energie toxică, relație karmică, împărăteasa, măi, deci sunt oameni frumoși. Faptul că a venit în poziție bună, împărăteasa îmi spune că își dorește. Poate că și este. Nu înseamnă că dacă ești în această energie, nu mai e karme de rezolvat. Probabil că e o karmă care ține de familie. E o karmă care ține de familie. Personajul în sine, ia uite, a ales, doi de bâte, a ales să nu se mai împace cu o energie foarte toxică, dominatoare, care a încercat să-i lege, să creeze dependență. Ia, hai să mai clarificăm. Mai clarificăm, te rog frumos, ce am zis că mai clarificăm. Nebună. Clarificăm nebună. Ce ar mai vrea să vă mărturisească aici? Ups! Valetul de spade. Deocamdată studiază, urmărește. Ia decizii. Șase de bute. Iar. Trebuie să se vindece, măi. Trei de spade și asul de cupe. De o relație, repet, poate să fie familie, poate să fie job, în care ori și-au pierdut încrederea, ori au avut parte de o persoană extrem de negativă. Dar iau dragoste în suflet. Știu că o nouă dragoste așteaptă, dar încă se vindecă. Ce ar mai fi de clarificat? 5 de spade invers. Ia uite. Da, o situație nedreaptă. Trebuie să-și pună în ordine mintea, gândurile și să se vindece. Au pus capăt, da? E o situație nedreaptă. Dacă nu e vorba de o căsnicie, poate să fie vorba de un contract de familie, de moșteniri, de chestii complicate. 6 de monede, da? Dezechilibrate invers. Cineva n-a oferit reciprocitate într-un anumit mediu, job, casă, familie, de cum vreți voi să ziceți, tradițională sau netradițională, doar ei au muncit și ceilalți n-au muncit. De-aia sunt și epuizați și trebuie să se odihnească. Au muncit prea mult în grădina lor, acum trebuie să muncească să se transforme. Să devină împărăteasă. Dar știți cum? Că această vibrație nu devii pur și simplu prin munca ta. Mai sunt și darurile divine. Daruri divine, cred că îi va aștept. Da, vor primi. Eremitul. Sunt nevoia să mai clarific anumite cărți. Eremitul.
Avem o carte pentru elemente clarificare. Uf, a? Ceva? Prea multe. Ar avea multe de spus. Multe au văzut în această călătorie spirituală. Eremitul e o călătorie spirituală, e o însingurare. Acești oameni se însingurează. Void. Am senzația că e void. Rămâne de văzut. Pentru cine această etalare? Ia uite, doi de cupe. Da. Haide să vă zic. Deci, roata norocului invers și trei de monede. O situație probabilă a locului de muncă a lor sau a unei persoane din viața lor a creat această predispoziție pentru triunghi amoros. Pentru unii dintre ei. Dacă a fost sau nu a fost ceva, variază. Poate n-a fost nimic. Poate că s-au trezit mai din timp. Pentru că acești oameni, în această perioadă, eremitul care caută răspunsuri, înțelege că posibil sunteți voi sufletele perechi. Sunteți voi... Ați putea să fiți suflete perechi. Da. Își doresc să se vindece de dezamăgiri și să poată manifesta o iubire predestinată, să meargă înainte, să crească spiritual sau măcar să-și împlinească niște vise care țin de dragoste idealistă, ideală. Însă, deocamdată, lucrurile sunt amânate, se amână, pentru că trebuie să se reașeze. Probabil că, da, trebuie să se reașeze. Nouă de spade, da, și nouă de spade. Uf! Rege de monede, da. O rege de monede. Își fac griji cum să-și manifeste împărăteasa și regele de monede. Stabilitate. Vor să manifeste ei stabilitate pe partea lor personală pentru că știu că dacă ei sunt stabili, ei sau ele, deci dacă ele sunt preîmpărătese, împărătese, regine de monede, își atrag și partenerul potrivit, da? Dacă sunt ei bărbați, vor să fie regi de monede ca să vă atragă pe voi împărăteselor, stelelor. Depinde ce sunteți, da? Da, șase de spade. Așteaptă o reîntoarcere a unui suflet pereche, a voastră. Așteaptă șase de spade. Nu se poate detașa de întâlnirea dintre voi, de conexiunea dintre voi. Șase de cupe și doi de... Și șase de spade și doi de cupe. Ah, ce-am zis! Da, am zis bine, șase de spade și șase de cupe. Da? Deci nu se poate detașa de întâlnirea dintre voi, de emoțiile și conexiunea pe care o simt între voi. Însă, în viața lor au trăit mari trădări, mari minciuni și s-au și păcălit crezând în oameni care i-au decepționat teribil. Teribil. Justiția invers. Cineva foarte nedrept. Și această nedreptate poate să fie în căsnicie, la locul de muncă sau chiar acasă în familia în care s-au născut. Procese, moșteniri, contracte. Da. Asta e. Am făcut și etalarea asta. Sper că v-a plăcut. Sper că v-a plăcut. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și vă pup numai bine.